Înălțime. Adică, I, în cazul nostru, A de pătrat, A de la pătrat, este egal cu produsul segmentelor determinate de înălțimea adusă din vârful A. Egal cu C de ori de P. Deci, pătratul înălțime egal suma produselor. Egal cu produsul segmentelor determinate de A pe ipotenuză. Prin inducere, toate ipotenuzele împărțit în două segmente, C de ori de P. Și, respectiv, teorema KTT, care spune ce? Pătratul KTT, deci AC pătrat, AC la pătrat, egal cu produsul eu ce pot adică cu B, ce ori CD? BC ori? CD. Sau dacă mă refer la celălalt, AB pătrat va fi egal cu cine de data asta? Egal cu BC ori DB. Ori DB. Egal cu BC ori DB. Și acum să ne facem problema noastră, pentru că Miruna mai determinat să mă întorc. Pentru că făceai, adică nu ți-era clar, teorema catetei, Pitagora și teorema înălțimii, despre ele vorbim doar într-un dreptunghi. De-aia e catetetist. Da? Nu mai trebuie dreptunghi. Iar cu ocazia asta am văzut și cazul de asemănare. Am și exersat demonstrația lor prin asemănarea triunghiilor care apar acolo. Și să ne facem problema noastră. Noi avem așa, că D e, un triunghi oarecare. Da. Am dus înălțimea dintr-un vârf, din A. Și din piciorul ei am dus cele două. D e, cele două înălțimi. D e și D f. D e și D f. Și trebuie să spunem așa, dacă D e egal cu D f, atunci triunghiul este isoscel. Noi trebuie să demonstrăm. Ca să fie isoscel, A, B, C, să fie isoscel. Știm deja că AD e perpendicular pe BC. AD perpendicular pe BC. Știu asta. Ca să fie isoscel, ar trebui ca CD să fie congruent cu DB. CD cu DB. Dacă ne ducem în triunghiul ADC cu teorema lui... Deci dacă pentru a fi isoscel, tu vizezi asta, că AC în final să fie egal cu AB, da. Atunci înălțimea să fie și mediană. Da. D-ul să fie la mijloc, nu? Da. Dacă mergem în triunghiul AC-D cu teorema catetei. În triunghiul AC-D cu teorema catetei. C-D la a doua. C-D la a doua egal cu... egal cu C-F ori A-F. C-F ori A-F. A-C. A-C ori... C-F ori A-C. Deci... teorema catetei te trimite acolo, da? Da. Deci teorema catetei în triunghiul A, C, D. A, C, D. Spuneți măsura unghiului din D, da? A, D, C. A, D, C. Egal cu măsura unghiului A, D, C. Egal cu 90 de grade. Și atunci, o să-ți permiți, adică DF, să marcăm și asta, că DF a fost dus perpendiculară pe A, da? Și atunci, tu aplici teorema catetei, poți să spui că cateta care la pătrat? CD la pătrat? CD la pătrat este egal cu produsul dintre toată AC. Ce e? Așa, între unghiul A, D, B. Între unghiul A, D, B. Avem unghiul A, D, B din 80. Avem că doi e pe perpendicular pe AB. Egal cu 90 de grade și că... doi e pe perpendicular pe AB. Atunci rezultă că D, B la a doua. Așa, conform teoremei catetei. Vedute că D pe pătrat egal cu AB ori B. AB ori B. Cum noi vrem să arătăm că D e B, da.
vrem să arătăm cât de bun și cu cât sunt congruente. Asta vrem să arătăm. O luăm de-a bună, că cât e congruent cu de bun. Dar acum avem data asta, cu domnul Vesat. Păi mergem pe punctual. La punctual, de dâie, e ca cu dâie. Da, dar am deci, niciun dâie cu... Eu țic altceva. Da. Noi am zis că când îți fii congruent cu dâbă, îți rezolvă problema. Deci dacă ajungem la asta, când dâie să fie cât dâbă, adică cât de cât ar fi aici, dacă pătratele sunt egale și ele vor fi egale. Da. Deci asta a fost un problemă. Oricâsul. Deci, Miruna, triunghiul acela va deveni isoscel. Da. Triunghiul A, B, C, isoscel. Dacă. Dacă reușești să aveți că A, C, A, C, ori C, E, F. E egal cu A, B, ori E, B. A, B, ori E, B. Observăm o chestie, A, C, A, B, avem nevoie de ele. C, F cu E, B. Ați arătăm că C, F e congruent cu E, B. C, F cu? E congruent cu E, B. Cu E, B. Dar de unde să arăți asta? Ca și cum am arătat, noi ar trebui într-un doar B, că isoscel. Noi ar trebui să arătăm că A, C e congruent cu A, B. A, C cu A, B. Congruent cu A, B, dacă e isoscel. Și noi trebuie să arătăm că C, F e congruent cu E, B. Așa puteți să arătăm că F, A e congruent cu A, E. A cu A, E. Cu A, E. Păi dacă avem A, C, congruent cu A, B, C, F, cu E, B, reușim că trebuie să arătăm F, A, E, congruent cu A, E. Să avem cele paralelogram chiar pătrat. Deci în tot raționamentul de treabă, folosești atât că F, D trebuie să fie egal cu D, E. Asta e tot. Da. Și că am dus perpendiculare acolo. Dar... Și problema este că demonstrăm că e pătrat. Cum am demonstrat. Trebuie să demonstrăm că e pătrat. Da, deci... Acum, tu forțezi mâna să fii isoscel, adică C să fie cât AB, C, F cât F, B, că ăsta să fie egal, înseamnă completare A, F cât A, E, cât completează, dar mă duci... La punctul A scrie, dacă D e egal cu D, F, atât. Deci, îți mai dă ceva, nu e folosit de asta. Deci, D e egal cu D, F, aia asta. Am scris și relații pe aici, am dat-o și teorema înălțimii și teorema pe Pitagora și teorema catetică, dar nu prea se leagă el așa. Nu se leagă. Am zis când descriu pe toate să văd care se leagă, dar... Deci, haotică. Da, să pe toate teorie, tot ce știu ca teorie. Fă-ți un plan de lucru. Deci, noi avem la dispoziție doar atât, că am dus înălțimea. Da. Că din piciorul e, am dus pe D, E, D, E și D, F. Și că ele sunt egale. Să scrie teorema înălțimii în trunchiurile alea. Iată, băi de... Câte alea să înălțim? Ce aia ai scris? Unde ai scris? Aici, băi de cap, aici am scris teorema la mine. Noi n-am văzut deloc teorema la asta. Hai să mergem așa. Deci în triunghiul A, D, C. Deci în triunghiul A, D, C. Miruna, în triunghiul A, D, C. Care, sigur că da, sigur că da. Dar eu am acceptat să discutăm și pentru eu că... sunt foarte de acord, dar dacă plecăm așa și pierdem timp, păi până găsești o soluție. Nu, trebuie să plece la ce să se dă întotdeauna. Asta. Nu degeaba. Hai să vedem. Uite, Miruna, repet, am mare dreptate. Când încerci face o problemă, trebuie să gândești numai la informația din ipoteză. Ok, tot stă cu informația din ipoteză și pe cunoștințe în legătură cu informația din ipoteză. Perfect, nu plec cu toate cările. Da. Atunci... Vedem. În triunghiul ADC, în care avem pe D de 90 de grade, îmi permit și mai am că D, F, perpendiculară pe AC, D, F, perpendiculară pe AC, atunci, conform teoremei înălțimii, ești tentată să te duci pe asta, D, tentai pe D, F, D, E. O să faci și partea cealaltă. Deci, D, F, pătrat, este egal cu cine a de D F pătrat egal cu? A, F, ori F, C. A, F,
Proiecție, nu așa, am vorbit mai de teorema înălțimii, era scris aici. A, F, ori F, C. A, F, ori F, C. Și de altă parte, în triunghiul A, D, B, în triunghiul A, D, B, avem că... Tot din D, unghiul din D, 90. Tot unghiul din D, egal cu 90 de grade. Și mai am că D e perpendicular pe A, B. Deci, de aici rezultă că D e pătrat. D e pătrat este da. Egal cu... A, E, O, E, B. A, E, ori E, B. Și cum? Cum? D, F egal cu D, E. Cu D, F egal cu D, E. Ai, iată cu folosit. Exact. Asta înseamnă că și pătratele lor sunt egale. Și D, F pătrat egal cu D, E pătrat. Da. Și de aici, din cele trei, înseamnă egalele lor sunt egale, da? A, F, A, F. Înseamnă A, F. Da. Ori E, C. Egal cu A, E. Ori E, B. Deci ai, o, ai tradus relația dată de autor și cu cunoștințele pe care le ai tu în această egalitate. A, F, ori F, C. A, F, ori F, C. Egal cu A, E, ori E, B. Deci avem această relație. Ei, acum mai departe, ce mai putem folosi pentru ca să putem mișca problema? Ce fel de patrulater este A, F, D, E? Să vedem. Dar ce fel de patrulater este în mod sigur? A, F, D, E. Nimic. Este un patrulater? Inscriptibil. Inscriptibil. Un patrulater este inscriptibil că suma unghiurilor opuse fac împreună 180 de grade. Am văzut asta. Am discutat lecțiile trecute. Asta înseamnă că unghiul, deci din clipa care știu că este timp, și perii de unghiuri. De cele cu unghiul format de o latră cu diagonală în congruent cu unghiul format de cealaltă de latră cu diagonală opusă. Ai unghiul din ea cu unghiul din D, dar tot deci. Adică unghiul din care? Din... A. Fie cu E. Așa, unghiul de aia. Așa, la poate. Care privește spre VD, egal cu ăsta de aici. Da? Din cauza că... A. Patraterul ăsta, repet, este ce fel de patrater? A, A, F, D, E, inscriptibil, da? Da. Deci, iată că am aici unghiul, hai să zicem, 1 cu 1. Mai sunt unghiuri de astea care sunt concrete 2 pe 2? Da. Unghiul ăsta ar fi de aici 2, care plinește spre F, D. E congruent cu unghiul ăsta de aici, care privește tot spre F, D. Și unghiul din A, F, E. Și unghiul A, F, E, ăsta de aici, care privește spre A, E, congruent cu celălalt cu A, D, E, care privește tot spre A, E. Am insistat pe chestia asta, că sunt perechi de unghiuri acolo, da? Da, dar am dus pe asta. Bun. La ce ne-ar ajuta asta? Pentru că vedem unghiul 1, e congruent cu unghiul 1 de aici, da? Unghiul 1 și cu 2 și cu ăsta din C fac împreună cât? 90. Fac 90 de grade. Dar tot atât de bine C-ul și cu 1 și cu 2 fac tot 90 de grade. Da. Asta înseamnă C-ul și cu 2. Că 1 și cu 2 fac împreună cât aici? 1 și cu 2 știam că fac 90. Nu știam dar fac unde fac. Nu știam acolo. Nu știam. Și de unde? Pe nou, tot... Încă o dată insist. 1 și cu 1 de aici. Da. E congruent cu ăsta de aici, da? Dar 1 și cu C-ul? Da, 90. 1 și cu C-ul, da, fac 90. Știm asta, da? Da. Pe de altă parte, eu am aici
Deci unul și cu ce o fac 90 grade. Da. Tot unul este și asta de aici, da? Da. Și cu ce o fac tot 90 grade, da? Da. Da, ce trebuie mai duce unul și ce oră? Deci eu doresc acum să pot arăta că unul și cu doi fac în 90 de grade. Da, dacă reușesc să arăt că unul și cu doi 90 de grade, atunci figura asta ce devine? Devine pătrat. Pătrat. Devine pătrat. Obligat. Da. Trebuie să fie pătrat. Da, sigur că devine pătrat, dar să vedem cum arătăm că unul și cu doi fac în 90 de grade. Deocamdată avem unul de aici scos aici în colț. Așa. Ăsta de aici, ce unde am spus că este de aici, ăsta de aici, care privește spre cine? Spre DF, este unghiul 2, care e cât 2 de aici, nu? Da. Ei bine, dacă 2 de aici, e cât 2 de aici... Păi noi știm că, stai puțin, noi știm că 2 și cu 1 sunt egale. 2 și cu 1 sunt egale. De ce 2 și cu 1? Pentru că unghiul F, D, E, I, sus, cer. E este isoscel. Deci 2 și 1 sunt egale. 90, sunt egale, da. De acord cu asta. Deci ia fructific acum foarte bine că triunghiul FDE este un triunghi isoscel. Doar isoscel. Așa. Și unghiul 1 și cu 2 sunt congruente. Da. Aici, în clipa asta, se întâmplă ca înălțimea să împartă unghiul în două unghiuri congruente. Că unul și cu doi ai spus că sunt egale, nu? Da. Unul și cu doi, adică unul și cu doi astea sunt egale. Și dacă unul și cu doi sunt egale, înseamnă că înălțimea o devine bisectoare. Deci e pătrat. Numai într-un triunghi isoscel se întâmplă asta. Înălțimea și bisectoare și... E de toate. Deci, atunci ce este cu doi și se termină. Da, dar în cazul nostru... Mor. La punctul așa trebuia să mergem cu unghiurile alea oare de o profesă? Foarte sigur, așa. Da, dar acum îmi dai seama că e inscriptibil, că eu nu sunt sincer la presneală. Ce par noi, patru ateliei, ce par de ateliei inscriptibil, că trapezi noi, da? Până la sesia, dar este natural aici. Ai s-o la prezneală, s-o lipi de mine. Exact. Da. Deci povestea este așa, că în clipa în care ai un patru ater, în care se întâmplă ca suma a două unghiuri opuse să facă 180 de grade, sau o pereche de unghiuri, că sunt patru perechi de unghiuri acolo, da? Sau sunt din cele patru perechi, doar o singură pereche să fie așa cum în calitatea asta, care privesc pe ceași latură să fie congruente, atunci patraterul este inscriptibil. Deci dacă suma de unghiuri opuse sau altă variantă, o pereche de unghiuri din cele patru sunt congruente, patraterul este inscriptibil. În clipa în care am spus că este inscriptibil pentru am suma unghiurilor a două unghiuri opuse fac 180 grade, înseamnă că toate perechile celelalte, cele patru, pe rând, care privesc spre latura DE. Spre latura DE, care sunt perechile de unghiuri care privesc spre latura DE? Unghiul 2 și cu ăsta. Adică 2 de aici și cu 2 de aici. Iar spre latura, am spus DE, spre latura FD, privesc ce unghiuri? 1 și 1 de aici. Și cu 1 cu 2 sunt congruente, pentru că triunghiul FDE este ce fel de triunghi este? FDE este isoscel. Atunci, iată că unul fiind congruent cu doi, îndată înălțimea, când devine și bisectoare, numai triunghi isoscel. Și atunci, C va fi egal cu A, B și terminată problema. Asta ar fi o soluție. Sigur, mai putem găsi și alte soluții. Eu, la prima vedere, mă gândeam să folosesc area triunghiului ADC pe două variante. Baza, ori înălțimea, supra 2, că stă pe baza asta, pe AC. Și aceeași triunghi egal cu CD ori AD. CD ori AD. Și ar fi fost AC
Așa văd. A, C ori F, D. A, C ori F, D. Egal cu cine alt, cineva. A, C ori F, D. Egal cu C, D ori A, D. C, D ori A, D. Pe de altă parte, în triunghiul celălalt, da, aș fi avut AB ori DF ori DE, AB ori DE, egal cu AD, AD ori BD. AD ori BD. Să fac raportul membru pe membru la cele două egalități. Și de aici mi-ar fi ieșit că AC ori FD, AC ori FD supra AB ori DE egal cu CD ori AD supra AD ori BD. Și avem voi simplificăm? Sigur că da. AD cu AD, da. FD cu DE că sunt egale. Egale. Și atunci ar fi rezultat ca C supra AD. Da. Egal cu CD supra BD. Și de aici, dacă aș ști că pică la mijloc, dacă CD ar fi egal cu AD, atunci AC e egal cu AD. Dacă. Dacă aș ști. Iar calitatea să pice la mijloc înseamnă să fie bisectoarea și înălțime. Și tot acolo mă duc. Deci forța înălțime se devine bisectoare, CD egal cu AD și atunci vine AC egal cu AB. Și este la fel la punctul B, nu? La punctul B nu-ți mai trebuie nimic. Da? Nu mai trebuie deloc. Ne-am dus, ne-am... Dar triunghiul ăla, B, D, F, puteam să demonstrăm că e asemenea cu ABC? B, B, S... Nu, D, F, E. D, F, E. D, F, E. F, E. Asemenea cu ABC. Asemenea cu ABC. Ca să fie asemenea, ar trebui să aibă două unghiuri congruente. Două. O să fie în ceea ce știu noi, nu? Deci dacă ar avea două unghiuri congruente, atunci aș spune că... Noi unghiul din D, nu știm că e din 90. Noi unghiul din... Din D, de la... Deci n-am și un motiv. N-am și un motiv. Vedeți, și cu soluția a doua, m-am dus tot în ideea aceea că patroate inscriptibilă. Ca să poți scoate unghiul 1 aici pe exterior, unghiul 2 aici pe exterior și cum F, D, D, E, îndată pot să spun că triunghiul 1 egal cu 2, unghiul 1 egal cu 2 și atunci poți să anățim de linii bisectoare. Deci ne învârtim în același... Cer vicios. Nu, nu e cer vicios. Dăm peste soluția cu patratele descriptive. Exact. Deci miezul problemei aici a fost patratele acelea descriptive. Și mă uitam că suntem la capitolul complet, la triunghiul, măcar la asemănare, nu mai au formajul la asemănare. Ei cred că vor congruența. Congruența triunghiurilor nu văd de unde să... Ce triunghiuri să iau eu acolo să arăt ca ce egal cu AB? Am reținut o chestie, că dacă e patroate descriptive, să fie opus congruent. Nu mai am unghiuri. Asta am pus zic de numai și... Suma unghiurilor opuse se fac 180 grade. Doar la un unghi, ai nu și două, nu? Nu două, nu am două. Două. Păi, ori asta, ori cealaltă. Deci ai două teoreme. Un patratez e scriptibil dacă ori reușești să arăți suma unghiurilor cât se fac 180 grade. Dar nu te la două, numai la una. Numai de o singură pereche. Ori astea două, cum am avut noi în 90 și 90, ori celelalte, ăsta și cu ăsta fac tot, 180. Dar din contextul problemei, ziceți de autor. Și acum, fiind descriptibile, lucrează cele patru perechi de unghiuri congruente două câte două. Fiind, fiind triunghiurile, deci fiind patratezibil, am reușit să scot pe 1 în col, aici, în afară, pe 2 l-am scos aici și iată cum fosta înălțime devine bisectoare. Și când fosta înălțime devine bisectoare, uite că avem aici demonstrația. Numai când triunghiul este tot deci aceea e egal cu AB. Da.
Să facem de sinteza orei. Da. Sinteza orei. Și zice? Trup hiperactiv patratele regulată, volumia, aridotală. Trup de hiperactiv patratele regulată. Volumia. La care am făcut aici. Volum. Aria totală. Volum, aria totală. Apotema. Apotema. După aceea am făcut aria laterală la trunchi. Am făcut aria laterală. Da, după aceea am făcut așa. Pitagora și unități de măsură, transformări. Aici hai să mai notăm trapezul, că am avut nevoie. Trapezi isoscel. Nu? Trapezi isoscel. Feță. Da. Aria trapezului. Aria trapezului. Aria trapezului. Da. Aria trapezului. Am unități de măsură pentru suprafață și volum. Și volum, da. Unități. Unități. De măsură. De măsură. Pentru suprafață și volum. Pentru suprafață. Și volum. Și volum. Și transformări. 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 Da. După aceea, la problema a doua, vorbesc pe piramidă. Volumul prin două variante. Pentru a afla distanța de la o piramidă. Și aici a fost noutate. Volumul prin două variante. Volumul piramide. Prin două variante. Da. Am aflat distanța de la un punct la un plan. Doar în piramida globulară. Afla. Distanța de la un punct la un plan. Doar în piramida globulară regulată. Distanța. De la un la un plan. La un plan. Numai în piramida globulară regulată. În piramida triunghiulară. După aceea, la problema a treia, am discutat despre cazuri de convenție, cazuri de asemănare. Le-ați explicat din nou. Deci cazuri de congruență. Cazuri de asemănare. Valide asemănare. Mânare. Da. Și le-a triunghiurilor. Da. Și le-a demonstrat teorema catetei a înălțimii și teorema lui Pitagora, care s-a putut numai într-un de triunghiuri. Relații metrice. Relații metrice. În triunghiul dreptunghi. Adică e vorba de teorema catetei, 2. Teorema înălțimii. Pitagora care a spus că numai în unghiul dreptunghi. Da, a spus, așa este. Da, teorema Pitagora. Și ar mai fi aici să mai adăugăm, am folosit. Ce se da. Patru laterii inscriptate. Da. Patru laterii inscriptibile. Da, patru laterii inscriptibile. Și teoreme de inscriptibilitate au urmat cele două. Da, da.
și volum. Așa. Și am mai discutat despre aturatele instinctivele. Atura. Ele instinctivele. Enunțul lor nu mai este important, l-am zis verbal, nu mai se scrie aici. Să uite și pe film, un pic. Să uite și pe film, sigur că dacă prietenii noștri, dacă vor să vreau de pe adevărat, toate informațiile astea sunt numai titlurile sau exact. Lucrurile importante. Dar cum nu e posibil să vadă și filmul? La revedere, vă mulțumim că ați sumat pe profan. Vădării noastră plăcută, poate nu are nuita de la Ișer. Păi, da, mai putea acolo, acum o lecție, să mai știu de nouă de lecții. Da, nu.